manager consultant în cadrul companiei DoubleKings. Astăzi, împreună cu colega mea, Irina Ciobanu, vom prezenta, să spunem noi, masterclass-ul de astăzi. Care este tema la masterclass de astăzi? Analiza fundamentală. Așa. Dumneavoastră aveți nevoie de analiză fundamentală? Da. De ce? Deci, pentru că multe chestii anume de la analiza fundamentală faci profit sau vezi unde, cum se spune? Pentru a putea prognoza. Pentru a putea prognoza. Dar numai analiza tehnică nu vă ajută? Și analiza tehnică, dar și analiza fundamentală. Cred că eu chiar avem nevoie de chestiunea. Și mi-ai folosește analiza fundamentală? Eu am observat pe mine că o știre mi-a dat tranzacția mea, nu profit, s-a dus invers. Așa, și ce ați făcut? Ce ați făcut? Am așteptat să vină apoi. Rău, da. Ok, și nu mai folosește analiza fundamentală? Sau și ne consideri că mai are nevoie de informații de la analiza fundamentală? Ok, pentru început aș vrea să cunosc cine tranzacționează pe... Ok, real, demo. De jumătate de an. Să rădicim. Ok. 2 luni. Așa, 3 luni. Așa. Așa, înseamnă că începătul. Atunci noi să discutăm așa. Linii generale. Ok, deci colega mea Elena ar să vă prezinte, să spunem noi, analiza fundamentală, unde eu am să mă strădui până la sfârșitul masterclass-ului să vă prezint o strategie. Aveți nevoie de strategie? Da, da. Tot aveți nevoie. De tot aveți nevoie? Haideți să vă zic. Ok, Elena. Deci, analiza fundamentală. Pe ce este bazată analiza fundamentală? Este bazată pe știri, corect? Sunt traderi care, tranzacționând la știri, ei urmăresc calendarul economic. Adică cei indicatori economici. Care sunt indicatorii economici? Care noi urmărim. Cineva urmărește calendarul economic? Da. Așa. Nu mă urmărim, da? Nu. O, dacă cineva face bani. Ok, și la ce trageți atenție din calendarul economic? La ce tot din nou puteți? Pentru dar dacă sunt acolo capul de tauri? Urmăriți sau nu urmăriți? Știți că diferite site-uri au calendarii economici și, spre exemplu, la Edesing, acolo, Chiluț, la Peleron, acolo, Tresnici, la alte site-uri, la alte calendarii economici, acolo poate fi capul de tauri. Da? Ce vă place mai mult? Tresnici sau capul de tauri? Ok, noi în continuare vom discuta ce înseamnă 3 steluțe, 2 steluțe, 1 steluță și veți vedea care este efectul. Știți când totuși cel mai bine se simte, o să țineți minte acești indicatori, când o să înregistrați profit, anume pe unul dintre ei. De ce e pierdere. Adică dumneavoastră când deschideți o tranzacție mai întâi doate, vă gândiți la pierdere? Nu, vă deschideți la profit. El așa te prognozez, așa te programez. Trebuie să fim pregătiți, să fim pregătiți. Să ne concentrăm la profit. Exact. Voi doar când deschideți o afacere. Noi nu te gândim cu pierdere, noi ne gândim la profit mai întâi de toate. Dar desigur că luăm calcul și riscul. Evident. De ce? Haideți să vedem. Care sunt totuși acei indicatori economici? Rată de referință. Așa, rată de referință. PIB, produs intern brut. Așa. Payrolls. Așa, NFP. Rata șumajului. Evident. De ce traderii înainte de a începe să tranzacționeze, ei mai întâi toate urmăresc acești indicatori? Pentru că, de fapt, traderii sunt două categorii. Cei care urmăresc analiza fundamentală, ei mai mult se bazează pe intrări de lungă durată. Iar cei care intră fie zilnic, da, intră de sau scalperii, ei mai rar folosesc analiza fundamentală. Dar oricum nu ezit să urmărească pentru a înregistra un profit, spunem așa, adăugător. Analiza fundamentală ia în calcul atât factorul economic, știrile economice, cât și evenimentele politice. Ce înseamnă aceasta? Studiază impactul lor asupra valutei naționale, în cauză. Adică depinde de noastră pe ce cotație lucrați.
Spre exemplu, traderul care urmărește euro-dolar, da? El mai întâi de toate ce face? Face o analiză fundamentală, după care caută rata dobânzii la zona euro, rata dobânzii la zona la Statele Unite ale Americii, așa, și urmărește indicatorii economici de pe calendarul economic Double Case. Urmăriți calendarul economic de pe pagina oficială a companiei Double Case? Urmăriți sau nu? Nu înțeleg, v-am spus asta, se lasă în întâi? Așa, bine. Ok. Bine. De asemenea, înainte de a începe tranzacțiile, noi ce facem? Așa, sunt traderi care tranzacționează după analiza fundamentală și analiza tehnică. Dar acum noi ne... Iată, domnul Anatoliu, mai mult se axează pe analiza tehnică. Eu, la fel. Nu știu, poate că ne bazăm pe date concrete, vizu țele după ei, cum se spune. Dar, în fine, cineva mai mult iubește analiza fundamentală. De aceea, trebuie să cunoașteți acei indicatori economici. Și mie mi-e demirat că vă nu cunoaște sau nu vreți să prezentați cunoaște. Trader, poate încă, dacă trader sunt la început, eu încuiesc că încă o spui în practică toate aceste cunoștințe. Deci eu consider că traderul să aștepte mai mult răspuns la care indicatori economici îi accept. Da? Cineva a avut posibilitatea să tranzacționează la aplicarea indicatorilor economice? Nu. Atunci haideți să vedem care indicatori economici fluctuează mai mult pe piață. Suntem pe o catastrofă, așa e clar. Suntem pe o catastrofă. Așa, catastrofă și tot de catastrofă. Spre exemplu, în Japonia sunt slabe, acolo, îi plașează. Merge vorba despre factori naturale, dacă vorbim despre indicatori economici. Care indicatori economici poate să fluctueze mai mult pe piață? Doar sunt mai mulți indicatori economici care ei de regulă poate să fluctueze pe piață, 20 de puncte, 15 puncte, dar pentru noi, ca trader, este foarte important să vedem care indicatori economici fluctuează piață, spre exemplu, 50, 100, 150, 400, chiar câte 1000 de puncte. Iată, noi despre lucrurile astea vom discuta. Deci, noi trebuie să cunoaștem în linii generale care sunt acei indicatori economici care de regulă influențează mai mult piața. Sunteți de acord? Așa, și haideți împreună să vedem ce indicatori noi cunoaștem și pe urmă să vedem care indicatori mai mult fluctuează, mai mult sau mai puțin. Așa, cu indicatori noi ne-am clarificat. Deci care sunt ei? Așa, rata de referință. Așa, rata de referință. Așa, produsul interbrut, da? NPV. Când apare NPV, asta este la NPV. Apropo. Vineriața, primăvară, vară, așa ceva. Dar când apare rata de referință la zona euro? Când apare rata de referință economică. Am găsit? Aceasta este foarte important, pentru că rata de referință, de fapt, oferă fluctuații foarte mari pe piață. O volatilitate de plus minus 400 de puncte, până la 400. De ce voi trebuie să cunoașteți anume de rata de referință? Și apare în prima joi a fiecare luni. Dacă ne pe prima vinere a fiecare luni, atunci rata de referință prima joi a fiecare luni. Așa, cu toții noi cunoaștem că, practic, 80% de piață sunt emoții. Așa? De ce? Cum influențează piața când se întâmplă, spre exemplu, un conflict? Cum reacționează piața? Negativ,
Așa. Deci în jos. Depinde care valută. Dacă eu spun acum cotația dolar cu rublă rusească. Dar colegele bun. Cum credeți? Poate. Adică e, nu știu, așa, permanent crescătură. Așa e bine, eu să duc în seara. Așa, dar ce jele? Am nu, am ieri dat că e greșeală să mă vrea de pensie. Ok, ce mi se află, ok, ce mi se de greșit pe întrebarea secționare? Test. Nu vă considerați că spate vă cum greșeam în transacționare? Sigur. Noi independent. Aha, înseamnă că aici trebuie să fie și ceva corect, da? Vezi, eu vă spun din start, nu e nimic greșit și nu e nimic corect. Sunt doar posibilități, noi ne folosim de posibilități. Câte manipulări noi putem să facem pe piață? Tranzacții de său, tranzacții de bani, metoda adăugării, metoda medierii, încă și mai putem să facem? Lacăt. Dacă nu mă puteți manipulările astea, noi deja putem să gestionăm. Noi, pe cursul, noi vom discuta care sunt posibilitățile la nouă piață. Deci, cotația dolar cu rublă rusească. Anul 2021 a început pe minus. De ce? Cum credeți? Toți au auzit ce se întâmplă în Rusia? Așa, este un conflict politic. Sunt manifestații de opoziție. Cum credeți? Ce se întâmplă cu rubla? Scade. Se valorizează, evident. Într-o perioadă foarte scurt, ea s-a devalorizat cu un potențial de profit de 1700 de puncte. Și iată acolo și noi o să arătăm aceasta pe graf. Ok, vă spuneți pe restaurant. Da, dar acolo ca să faci bani, dacă nu greșesc, trebuie să... Am ieri și să-i mulți, adică nu-i posibil, ca să iau să te pun și $100, pe un timp de țin. Așa, dar ce? N-am înțeles eu. Adică 100 de puncte, spre exemplu, la $1 ăsta e echivalent cu $100, da? Așa. $100, adică 0,1. Dar acolo 100 de puncte e echivalent. Ok, ca să știți, pentru test traderii, ei vorbesc în același limb. Mișcarea de pe piață în puncte. Deja cu și volum se tranzacționează. Este simplu. E aceeași mișcare de 100 de puncte, sunt 2 trei. Da? Unde un trader tranzacționează și eu un profit de 80 de puncte și un trader ia un profit de 50 de puncte. Și într-un final, dacă noi să vorbim în suma de bani, traderul care a luat profitul de 50 de puncte, el a făcut după bani mai mulți bani ca traderul care a luat de pe piață numai 80 de puncte. Deci, pentru noi ca trader, ca specialiști, pe noi ne interesează câte puncte se iei de pe piață. Cu și volum, aici deja ține de fiecare trader în parte, cu și volum intră pe piață, câți bani le vreți să facă. Asta e deja este, merge vorba despre risk management. Eu știu, la un următor masterclass, noi vom discuta iată despre risk management. Dar pe mine ne interesează anume câte puncte se poate luată de pe piață. Și anume traderi pe asta își pun accent, anume după numărul de puncte. Graficul meu H1 sau ce grafic? Da. Deci, iată, această mișcare a fost provocată de acest conflict politic, de aceste manifestații. Cum credeți? De ce pe așa perioadă scurtă de timp a fost o depreciere? După care prețul însuși a ajuns de unde a pornit, practic. Ce? Care-i factorul este aici? Ce? Ții, păreri, chiar dacă sunt greșit, noi nu știu cu rețetăm. Ce mai tare vreți să crești? Psihologic. Așa, exact. Exact, factorul psihologic. Anume, el și influențează piața în mare parte. De ce e și fost o mișcare de scurtă durată, cu un potențial de profit și noi trebuie să cunoaștem cum să tranzacționăm, anume la astfel de noutăți. Cunoaște cineva cum se putea aici de făcut profit? Mai. Așa, da, dar noi doar nu stăm în fața calculatorului. Corect? Nu, dar am unit informații pe grup despre chestia asta, deci chiar despre Navalny, când a fost arestat în aeroportul Moscova. Și dacă... Și ați zis chestia asta de cumpărare? Nu. De ce? De dacă nu mă folosesc de rublu. Nu tranzacționez pe rublu, pe altă parte. Vezi, să știți așa un moment, pentru noi ca trader, dacă este informația, dacă este informația, nu putea să fie de instrument. Hop, vindem, cumpărăm. Dacă noi vom aștepta informația numai pe un anumit instrument, da, poate să dureze, iată, spre exemplu,
Să așteptăm informații așa mari număr pentru cotația euro, da? Deci sunt zona euro. Ele o scrie mai multe noutăți. Dar, spre exemplu, cum este noutate, așa de noutate puternică și noi știm că astfel de noutăți el influențează puternic, anume pe instrumente financiare. Situația din Rusia. De aici, fără mult vorbă, poți să nu ne folosim de situație. Și încet ne-am cumpărat. Cum au avut loc situațiile în 2020 despre conflictul prețului la petrol între Arabia Saudită și Rusia. Astfel de noutăți pur și simplu te folosești. Chiar dacă nu cineva nu tranzacționează acolo pe petrol, pe Vitea, atunci toți au început a vorbi. Da, instrumentul ăsta este interesant. Prețul la petrol a ajuns la puncte minime istorice. În genere acolo minus, da? Acolo, dacă ați citit articolul, e ceva de genul producătorii deja, ceva de genul, e atent numai că să livreze depozitele, da? Aici sunt niște articoli. Evident că cu așa informații, dacă petrolul a ajuns undeva la prețuri minime istorice, da? Practic la 9 dolari un baril, vă imaginați lucrurile astea? Asta e primul simptom, ești folosește, e așa semnal. Deci nu te ajută nici fundamental, nici tehnică, aici pur și simplu cumpăr. De ce? Ca să crească. Dar de ce să crească? Dar trebuie să crească. O, trebuie să crească. Dar de ce trebuie să crească? Orice impuls trebuie să aibă corecție. Dar aici, din punct de vedere psihologic, eu trebuie să ajung înapoi. Ok, o clipă, o clipă. Ca să continui, după fiecare impuls trebuie să aibă loc o corecție. El a scăzut foarte mult la prețul de 9 dolari. Corect? Așa. Unde poate să mai scadă prețul? Impuls, da, impuls. Nu o să aibă loc o corecție. Acum noi și așteptăm că scadă încă mai jos. Dar pe el așa și-a făcut. Doar acolo a fost și un gap puternic. A fost câteva zile, după asta a fost un gap puternic. De la ce preț a fost gapul? De la 20, dacă nu ți-am ok, de la 20 până la 9 e ok. Dar vă imaginați de la 9 până la 0. Poate să fie prețul 0 la petrol? Dar care e logică? Și ne-a să mai extrag petrol, țeței, corect? Dar noi știm alt lucru. Că petrolul până la momentul actual, el este întrebat. Pentru că toată economia, el se bazează pe petrol, corect? Deci și în momentul ăsta, eu îi explic că aici nu trebuie nici o analiză fundamentală, nici o analiză tehnică, nici o strategie, nici o nimic. Deci, pur și simplu, știți, este efectul ăsta. Când eu știu de unde se poate cumpăra pe ieftin și mă, trebuie de cumpărat, că așa e de ieftin. Deci câteodată se mai întâmplă marketul, da, acolo manager și ceva acolo de vânzări și s-au încălcat cu prețurile și cumpărătorii. Când eu văzut acolo, spre exemplu, creveci la 10 de kilogram și așa, 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 dați-i bătaie și cumpărați. Păi când vânzătorul și-a dat seama care și s-a întâmplat pe market, da, mă, gata, jumătate de marfă este cumpărată. A plecat cam aceeași situație și aici. Deci, pur și simplu cumpără. Nu poate să existe prețul așa de mic la petrol, pentru toată economia se bazează. Da, noi acum și vom mai discuta de ce prețul la petrol a ajuns până așa prețul minim. Asta e altceva. Dar ca posibilitate și iată aici. A avut loc impulsul, corecție și e normal. Nu e normal. De aici eu trebuie. Nu mă screască. Ok? Это același у нас, блядь, același эффект де турма. Да, так ребята дези кузина не сводим, ну мне кондучим готовить, с фирм Мунич, на ферму Ностру, а коин трейдинг в контра. А еще да, кто это кумпер, кумпером чиной, а кто это вин, виндем чиной. А скажешь, все грязы с позиции для виндер, для кумпера. Кум кредит. Че цене де ситуация для Руси? Де че? Домну Байден? А че рутка са вы либерези де Навальный? Păi pentru că nu a fost oarecare dovedă. El a fost acuzat de niște prostie. E vorba de interese, deci nu e vorba de... Prima dată, adică majoritatea bloggerilor care sunt în Rusia, prima dată, i-a spus că ei se, nu știu, s-apărau într-un fel, da? Adică toată președinția Rusiei, ei prima dată s-apărau. Că nici niciodată așa nu fășeau. Nu răspund eu la prostie de genul. Păi de ce m-a interesat? Acum, în schimbirea, o reacționat și... Dacă Putin, el în ședință directă, el spune că eu da, eu nu îmi place să nu, dar eu nu am așa ceva. Adică asta e o prostie, asta nu trebuie să știi. Asta a fost o greșeală. Nu însemnau. Da. Nu însemnau. Asta nu era și trebuie.
Deci, domnul Biden a ieșit la o ședință guvernamentală și a spus America își revine în forțele din trecut. Ea va continua să conducă. De ce anume America ies cu așa... Discursul? Discursul, da. De ce? Încă să spun că băieți vin sancțiuni. Oare ori să merg? Păi ea spune că sancțiuni nu ori să mai fie. Agresiunile din partea Rusiei nu o să mai fie împotriva la America. Cum credeți? Oare ori să... Din partea Rusiei? Da. Cum credeți? O să meargă ei oare ambii pe o linie paralelă? Nu, ei sunt două mari puteri, nu posibil așa. E imposibil așa să meargă, pentru că unul e încăpățânat și a doilea vreo puteri. Și e imposibil. Dar dacă se vor uni, cum credeți? Domnul Biden susține anume aceasta, să se unească. Dar domnul Putin nu. Trebuie să fie o poziție. Domnul Putin nu susține așa ceva. Stai cum îi pune doi lei cu șașești. Dar asta nu e posibil. Sau doar de schimb, nu știu, președinte. Ok, asta este o părere, că e posibil sau nu e posibil. E că datorită la faptul că sunt păreri diferite, sunt păreri diferite, dar se creează dispoziția pe piață de a vinde, de a cumpăra. Asta este o noutate oarecare. Nu uităm în calendarul economiei, uităm acolo la analiză, la prognoză, la articole diferite, să știți că și ține din punct de vedere fundamental, dar tot ce noi citim, articole diferite, nu îmi scriați careva dispoziția de a vinde, de a cumpăra. Deci, într-o măsură oarecare, să știți că prin intermediul mass media îți place de influențat dispoziția la trader, de a vinde, de a cumpăra ceva. Noi am ușa să discutăm. Cine urmărește Bitcoin? Da? Ați văzut și mișcări și, și recorduri obătut. Și recorduri obătut. Iată, lucrurile ies, noi am ușa să le discutăm, numai cum informația creează dispoziții de a cumpăra sau de a vinde ceva. Deci, și când merge vorba despre Putin cu, sau Rusia cu America, iată, dumneavoastră aveți o părere, da? Și dumneavoastră nu credeți în așa și să spune acolo, da? Aveți dreptate. Chiar mișcare și ceva trebuie să întâmplă. Dumneavoastră aveți dreptate, eu nu e faptul. Și neva zice, nu, dar eu cred și el tot are dreptate. Dar eu sunt trader, nu tot unul. Dacă zic sincer, eu șansă cumpăr, șansă văd. Mie numai să trebuiască să văd, dacă mișcarea asta și direcția să ducă piața. Iată, pe bază la momentul ăsta. Și în linii generale, traderi tranzacționează înainte din noutate. Da? Da. Dar v-ați gândit vreodată să tranzacționează după noutate? Da. Și cum e efectul? Ați tranzacționat? Da. După... Și cum e efectul? Tare. Că ca să ne împărtășim cu ideile. Și cum noi tranzacționăm după noutate. Deci așa și noi vedem pe grafic, dacă sincer, eu pun mai mult accent, așa și văd eu pe grafic. Zvonul e că eu cred, eu nu cred, puteți să aveți dreptate. Eu vreau să văd mișcare pe piață. Iată de aici și este zica la cumpăr zvonul, vinde realitatea. Ce se are în vedere? Efectul de produs de noutate trece mai repede decât ea să apară. La fel s-a întâmplat și cu când a fost anunțat rezultatele la Brexit. Cunoașteți de Brexit? Da. Așa. Când a fost? Ai de anul? 2016. În iunie 2016. După... Câte puncte? Tare. Referendumul de mijlocit a avut loc în 2018. 2016. În urma acestui referendum, 58% din populație au votat pro-Brexit. Ei nu s-au așteptat. De ce au provocat o mișcare de cădere? În doar câteva ore, cu un potențial de profit 1700 de puncte. Vă dați seama traderii care au deschis tranzacții de sală? Dar dacă eu ajung și deschis tranzacții de bani? Păi că ai scăpat mult, atât. Ai pus pe tot să zic că nu știu. Chiar dați cu ce mișcare frumoasă. Doar în câteva ore. Este ușor să te trader. E doar interesant și care îți schimb bani. Așa, în cazul dacă îți schimb bani, atunci ce trebuie de făcut? Și vinul său. Da, nu merge bani, vinul său, și așa greu. Când ați cu bani, când ați răbdit și... Și după piață.
Ok, și ține de și ține de astfel de noutăți. Să tăi noutăți, în primul rând, trebuie să tragem atenția că sunt noutăți care au o fluctuație foarte mare pe piață. De regulă, noutățile care au influență mare pe piață, ele sunt cunoscute din timp, asta e unul din timp, și ele sunt așteptate de câte mulți de dumneavoastră. Considerați că această mișcare este făcută din cauza lășei. Este noutatea că blocul Marea Britanie iese din blocul european, corect? Și deși eu scăzut prețul, cine a mutat prețul, a mișcat prețul în jos? Euro. Da, dar cine mișcă prețul până la urmă? Trederii. Dar tot la faptul că se știa evenimentul, trebuie să trebuie să pot să se informeze. Variante. Dar dacă ei nu iese din blocul european, ce-ați fac lira sterlină? Nu, acolo investitorii, iaca. Trebuie să fie bine. Adică să-și continui mersul lucrurilor în mod normal. Dar dacă ei iese din blocul european, atunci trebuie de mai gândit. Atunci noi avem alt scenariu. Și ideea e care? Că când s-au văzut rezultatele la Brexit, evident că cetățenii în Marea Britanie au luat decizia că se iasă din blocul european și au început majoritatea să înceapă deschide tranzacții de vânzare. Și că aici este efectul de, spunem noi, efectul de turmă. Noi ca trader, când ne uităm la noutăți și vedem așa că prețul începe brusc să cadă în jos, la dumneavoastră și fel de dispoziție să deschid, să creează. Așa, să deschide acolo, lumânarea se formează în jos, în jos și... Da și eu, hai și eu, hai și eu, da? Și dacă vă imaginați la nivel global, cineva cu un lot, cineva cu două loturi, cineva cu trei loturi, cineva a avut informație mai din timp, s-a pregătit și au pregătit depozitele, deși noi anunțăm despre noutăți importante care au loc, se mai străiește, vă pregătiți depozitele, pregătiți-vă depozitele, că nu așa să fie semnal de lungă durată, să fie careva noutate, pregătiți-vă depozitele. Iată, datorită la faptul ăsta, traderul a început a deschide cu un lot, cu două, cu trei, cu 10 loturi și atât când mai ales să vede, iată momentul ăsta că el cade, creează dispoziția de a vinde. Nu m-a apărut noutatea, test deja caută rezultatele, iese din blocul european, aha, dar eu eram pregătit deja de momentul ăsta, că dacă iese din blocul european, înseamnă că era să verină, a să înceapă să deprecieze. Și atât vreau și eu să fac profit pe mișcarea asta și între pe piață, tranzacțiile de vânzare. Datorită la faptul că mai mulți, asta e una, că mulți traderi deschid tranzacții de vânzare, plus la asta cu diferite volume. Iată, așa și efectul a avut loc în 2015 piața Republicii Moldova, când un euro a ajuns la 30 de lei. Da? Cunoașteți? L-a avut cineva atunci de suferit? Nu, că n-am avut. Ideea e care. Atunci mulți, să spunem noi, oameni de afaceri au avut o incomoditate. Faptul că ei tranzacționau cu valute, linia anume cu el. Și în momentul când euro a mușnit în sus, tăi își puneau întrebarea, până unde? Până unde? Fiecare dintre dumneavoastră a trecut cursul de pregătire, cursul practic, de pregătire unde dumneavoastră s-a făcut cunoștință, unde s-a făcut analiza, prognoza la euro leu moldovnesc. Din istorie, vă puteți uita că anume prețul la un euro, maxim a fost 28 de lei, nu acolo plus-minus câțiva bănuți. Însă unde cursul valutat de Republica Moldova a afișat cursul de 30 de lei. Iată, de la 28 de lei până la 30 de lei, cum se explică lucrurile astea? Cerința mai mare. Așa e, cerința, adică este cererea, nu, de fapt s-a întâmplat oferta foarte bruscă la leu moldovenesc. Toți se dușeau să vândă leu moldovenesc pentru un schimb la altă valută, la euro. Te dușeai la casă, la schimb valuta, vreau să cumpăr euro. Nu avem euro, deja gata, deci euro a fost cumpărați. Deci vă luăm ce putea până la ceva. Ok, și aveți acolo lire sterline, nu avem lire sterline. Și aveți altceva, dați. Adică pe piață s-au creat efectul ăsta de supraofertă pe piață, de lei moldovenești. Adică teți că atunci a apărut să spună că gata, leu moldovenesc să dispară din circulație, să repete istoria din anii 92.
Dumneavoastră este originar din anii 92. Anume când au dispărut. S-au transformat iar rublii rusești în cupani și au apărut lei moldovenești. Ce s-a întâmplat atunci cu majoritatea moldovenilor? Nu, au avut de suferit. Majoritatea moldovenilor care au avut bani la bancă, da? Bani la cnișcă, peste noapte s-au transformat. Ok, ideea care? Ideea care? Dacă cum acel valorează un preț, punem 100.000. Presupunem 100.000 de lei moldovenești. Și dacă dispare leu moldovenesc, eu la două zile, ok, dacă să le fac referire la ce s-a întâmplat în anii 92, el costa, spre exemplu, 5.000 de rubli, creionul acesta. A doua zi, dacă s-au devalorizat, au dispărut rublile cu bani, au apărut lei moldovenești, el deja costa cu mult mai puțin, 5 lei, presupunem, da? Valoarea s-a mișorat. Deci e și una din modalități și au făcut atunci mulți moldoveni, pot să au început să cumpere marfă. Că atunci nu erau schimburi valutare, acum, acum, în orice moment, la orice colț, poți să vinzi valută națională pentru a cumpăra alte valute, da? Adică, într-un fel, să-ți protejeze investițiile. Dar e atunci una din modalități, o poți ca să procuri mărfă. Dar ok, spune... Și indiferent, trebuie cumpărat. Ok, ca spune batem la temă, adică prețul de la 28 de lei până la 30, asta a fost fluxul mare de ofertă pe piață. Adică toți oameni, toți cetățeni, când se uitau că în fiecare zi prețul la euro tot crește, 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 maxim acolo, dispătut ultimele maxime, de 19 lei, de 17 lei, de 20 de lei, 21 de lei. Evident că oamenii, în cazul dat, când văd că crește, în primul rând ce faci? Sunt interesați, dar de ce? Dar pentru ce? Dar o, dar ce s-a întâmplat? Chiar că are oameni care nu plăcă. Fix asta se întâmplă acum pe românii, adică eu aflat de Bitcoin și o valută magică și toate membrii, toate internetul și s-au de acolo cu Bitcoin. Și eu de la asta am impresia că așa tot mult, mult să-l cumpe și-l tot crește, parcă un pic în sus. Sunt așa. Deci creează dispoziția. Practic toată România am un prieten în Timișoara și el m-a întrebat tot. Și care e treaba cu Bitcoin? Nu spune mai. Spuneți eu voi, că trebuie posibilitate. Ok, mai facem o corecție. Asta și vreau să spun. Adică oameni, datorită la faptul că sunt informat, informația pentru la cineva a ajuns mai târziu, e de panică, da? Și au văzut că acolo te-ți vând, vând și eu. De ce vinzi? Dar eu nu știu. Pe mine e câțiva cunoscuți m-au telefonat și să faci. Dacă nu ești greutești, nu fă nică. Că eu știam ca să regulez întrebarea. Deci e așa, mișcările este abunit prin așa efect și se întâmplă. Când vă uitați, vreau și eu, vreau și eu. Iată de ce se mișcă prețul așa de repede. Așa? Iată aceeași situație a fost și în anul 92 când George Soros, știți cine e George Soros, da? Ce a făcut el? A mizat pe deprecierea lirii sterline. El împreună cu mai mulți speculanți, de fapt este un trader, corect? Au început să vândă lira sterline în valoare de mii de miliarde de dolari. Atunci, nici Banca Națională, care are rol de a proteja valuta națională, nu a putut contribui la aceasta, să oprească. Ce a făcut Banca Națională atunci? A început să cumpere lira sterlină, dar fără succes. După care ce a făcut? Așa, am ajutat tot de vândă, mai întâi cu 10%, după care cu 12%, dar iarăși, fără succes. Până la urmă, Miercurea, așa și-a fost numită, Miercurea Neagră, rămasă în istorie, lira sterlină a ajuns lipită pământului. După care Soros, ce a făcut? S-a vândut. Să cumpere. El mai întâi a vândut, când lira sterlină a ajuns, practic, jos, după care a început să-l cumpere. Deci, el a făcut profit nu doar pe cădere, dar și pe creștere. Clipă, eu aici aș vrea să fac un mențiune. A făcut el profit pe scădere? Aici în 50 la 50. Dar nimeni a făcut, tactica lui cum a făcut el profit. O știe cineva istoria? Da. Cum spune istoria? Că el mai întâi a ajuns, cum el a ajuns ca trader? La lui de voi, n-am. Ok, asta e el. Cum a ajuns el ca trader? El din
ajuns un trader cu rândul meu, unde el începe să dă prognoză. Analiză, prognoză, sfaturi, păreri, da? Traderii din întreaga lume au văzut prognozele lor și lucrează. Când lucrează, când nu lucrează, nu. Nu e nimic sigur de 100%. Unde el s-a bazat pe singur efect, noutatea. Noutatea și noutatea creează dispoziție la mulți oameni să facă și ieși acțiuni. Echivalent a ceea ce s-a întâmplat la noi când au fost pus carantină, da? Când guvernul a emis hotărâri legate de mâine este carantină, ce s-a întâmplat la noi în Republica Moldova? Trebuie să o zburat la metru. O crea dispoziția de a cumpăra. Corect? Iată pe același efect și George Soros s-a bazat. El a spus acolo niște statii și eu am făcut o analiză, o prognoză. După economie de dezvoltare, lire se lină, cam să devalorizeze. Eu sunt mai deschis tranzacția de vânzare. Da? Iată, test trader care îl urmăriu pe el, ce-a făcut? Aha, dacă el a deschis tranzacția de vânzare, trebuie să deschid și eu. Și ne-am spus că da, eu nu presă în sigur. Nu presă în sigur. Dar hai să urmăresc piața. Interes? Interesant, așa? Și că nu au văzut așa. Prețul începe a scădea, a scădea, a scădea, mai face o corecție, iar scade, scade. Și că toată informația asta la graci, că toți traderii o văd, începe să înceapă a crede în informația care eu o zic. Și la cineva spune, că, plin, eu trebuie mai devreme să deschid. Am mai ia uitați, eu am scăpat două impulsuri. Are două corecții. Nu, eu tot intru pe piață. Și că datorită acestui efect, prețul începe să scade foarte mult. Că anume, George Soros a deschis tranzacții de vânzare, eu nu sunt sigur. Dar eu sunt sigur. Eu sunt sigur. După ce eu am văzut efectul la vorbele lui și la cuvintele lui, el s-a bazat pe cumpărare. Păi, cumpără mai ieftin și vinde mai scump. Dacă prețul a scăzut, a scăzut, a scăzut și suntem... Este și un moment, nu până și preț poate să mai scadă. Care este minimul? Asta e dependență. Ceva marfă, da? Și fel de instrument el se tranzacționează. O ajuns la careva minim de aici, vrei, nu vrei, nu mă cumpăr. Deci ești traderii cu ajutorul analizei tehnice și se folosesc din nivele orizontale. Amoi, este mai clar? De unde până unde vinem și cumpărăm. Ok. Haideți să mergem mai departe cu timpul. Nu fac să am înțeles. Stimați traderi, aici este o listă, să vă notați informații, după care îți răspundeți aici la careva întrebările, să este mai multe informații pentru noi, să știm pe viitorul și temă să lucrăm la masterclass, ok? Lista asta se neagă de mână în mână și ca să nu întrerupem masterclass. Doamna Dina? Vreau să mă întorc totuși la conflictele politice. Conflictul dintre Washington și Teheran. Cum credeți? Totuși, ce o să facă petrolul și aurul? Petrolul o să mai crească? Gândiți acum într-o creștere? Nu mă aștept la o concentrare. La o concentrare, așa. Dar după ce vă conduceți? Exploatarea e momentul de alt eveniment, dintre cei care se așteaptă anul nou la chinezi. Dar așa. China este consumator, unul din cei mai mari consumatori de petrol, aproximativ 30%. Dacă chinezii pleacă în vacanță și nu se mai consumă petrol, respectiv se așteaptă mic corect. Uh-huh. Asta e prognoza. Ok. Dar totuși ce, în privința la conflict, doar Iranul este al cincilea cel mai mare producător de petrol. Dar acum acolo este război. Ați creat un forț tare. Ce se întâmplă cu acei 500 de persoane omorâte? Acei 11.000 de manifestanți răniți? Ordinat, reșind din aceste evenimente, se așteaptă și creștere. Iar și o creștere, cred. Da. Dacă să reșind doar din aceste evenimente. Ok, încă logic, care este proiectul? Ați crească încă? Da. Așa, și pe urmă scadă. Amă, e crește, dar pe urmă la scadă, corect? Logic. Sau nu, n-am înțeles. Deci și ele o să crească. Eu am să mai crească. Totuși nu poți să știu. Ia, istoria era... Adică, este și așteaptă un trigger. Da, el amă, e crește și pe urmă scadă. Dacă n-am scăpat semnalul de vânzare, am să... De cumpărare, eu am să aștept semnalul de vânzare. Ok. Iată și se vede din istorie. Eu o să pun aici
2 miliarde, adică să găsești punctul maxim, care o fost. După cum am să ne noi la data, aici noi orientăm pe punctul maxim, începutul lunii ianuarie 2020. Adică anul 2020, el a fost plin de evenimente și deodată din ianuarie s-a început evenimente țărând sub lanț, una după alta, anume pe piața de petrol. După cum vedem pe graf, deja după istorie, vedem că el a scăzut. Întrebarea sună în felul următor. Dar și așa mari evenimente putea să duc la deprecierea prețului la petrol? Da, eu nu știu. Eu vă trebuie, nu vă spune, vreau să cunoașteți. Păi eu fost stopare momentană a tot felul. De nu de părerea. Adică a fost o stopare imediat a traficului și a fost o... Adică nu mai a fost nevoie de petrol. Nu s-a cumpărat așa de mult petrol. Ca și acum a fost făcut oarecare analiză în februarie și martie, aprilie, la 3 luni cât a fost așa scăderea puternică a petrolului, adică China, ea fiind consumator foarte important, 30% care are consumat deja nici 10%. Mm-hmm. De atât și a fost așa o scădere cu rusul petrolului. Așa, altă părere? Bine, eu sunt de acord. Adică, în legătură cu restricțiile legate de pandemie, a fost stată atenția a multor întreprinderi industriale, nu numai în China, dar și în restul lumii. Respectiv, oferta de petrol a rămas aceeași, iar cererea s-a diminuat considerabil. Și asta a provocat efectul de scădere a prețului. Evident că de la astfel de eveniment și-au avut un început prețul să deprecieze. Adică, dacă vă duceți să aminte, eu știu cine a urmărit știrile din China. Încet, încet s-a pus carantină doar în orășul de unde s-a avut loc focar. Da? Pe urmă, carantină, din ce în ce a început să mai multe orașe să fie puse în carantină. Pe primul pentru... Poftim? Un oraș are de 5 milioane. Ok, comparativ cu întreaga China. Eu de asta și spun, comparativ. Și evident că până când deja întreaga China a fost pusă în carantină, de aici și s-a simțit, da, să spunem noi așa, primul val de deprecieri la prețul de petrol. Evident că după fiecare impuls urmează o corecție, impuls corecție și s-au început următoarele evenimente, să spunem noi așa, care traderii de regulă au început să profite în urmă încercările de pe piață. A avut loc omorul generalului iranian. Cunoașteți despre lucrurile acestea. Iată, lucrurile acestea a dus mai întâi la o mică corecție. După care a avut loc atac terorist în Arabia Saudită, la asupra rafinăriilor. Cunoașteți despre lucrurile acestea? Aceasta iarăși a făcut o mică corecție. Și pe urmă, în momentul când s-a văzut că este o depreciere foarte considerabilă în energie pe piața petrolului ieră, Arabia Saudită a întrunit ședința OPEC. Cunoașteți despre organizația OPEC? OPEC și mai este cu OPEC Plus. Da? Adică sunt statele de bază care sunt principale pentru OPEC și OPEC Plus, deja mai sunt încă alăturate. Poftim? Era una în care erau Rusia și într-o două în da. Unde, în urma acestei ședințe, ministrul rus, pur și simplu, a ieșit la ședința asta. De ce a ieșit? În primul rând, la această ședință s-a pus în discuție că toate statele care extrag petrol să-și micșorează volumul de extragere. Pentru ce? Dar fiind faptul că cererea pe piață deja s-a micșorat foarte mult, dar toate companiile, toate țările și țineau randamentele, să spunem noi așa, planul. Știți cum este? Da. La fiecare companie, la fiecare firmă trebuie îndeplinit plan. Planul este de făcut atâta. Și datorită la faptul că toate țările își mențineau planul, de aici să extrage din ce în ce mai multe țeții, însă cererea pentru petrol nu era. Prețul a început încet să scadă. Și când s-au ajuns la această ședință ca să micșoreze volumul, Rusia n-a fost de acord. N-a fost de acord de ce? Pentru că pentru Rusia, că petrolul este tot o sursă bună de venit, da, pentru a-și menține economie. Și Rusia, în cazul dat, nu a fost de acord. Iată, în momentul acela,
s-a declarat, Arabia Saudită a declarat războiul Rusiei și se numește războiul prețului la petrol. Unde direct, oficial, s-a spus că noi scădem prețul la petrol atâta timp până când Rusia să fie de acord cu întreg hotărârea ședinței. De ce? Pentru că Arabia Saudită are un cuvânt dispus să nu mișe ține pe piața petrolieră. De ce? Păi ei tot face parte. Ok, face parte mai mulți, acolo sunt mai mulți participanți, dar de ce anume Arabia Saudită și-o permis așa să se spune? Poftim? Ei sunt cei mai mari. În ce sens sunt cei mai mari? După volumul de ce? El are cel mai mare rezerve de petrol, așa e simplu. Cel mai mare rezerve de petrol. Știți cum este pe piață, da? Concurență, da? Mai întâi acolo scazi prețul până când concurenții tăi dau două faliment și când tu îți dictezi prețul tău pe piață. Iată, cam sub același principiu și Arabia Saudită o intenționat, da? Când scădem prețul sau scădem că noi avem de unde vinde mult, da? Că toți cumpărătorii ce o să facă? O să cumpere ce mi oferă un preț mai avantajos pentru consumator, corect? Evident că de aici se scumpere de la Arabia Saudită și la Arabia Saudită să facă profit. Și atât datorită acestui efect și el a avut iată efect. Când prețul, în aprilie, când prețul la petrolul a ajuns practic la podea sau aproape de podea, eu la trader așa și explic. Dacă depistați un nivel puternic, spre exemplu, din D1 săptămânal, el se consideră puternic. Asta este o oportunitate cea mai bună de a deschide tranzacții, de vânzare sau de cumpărare, în dependență care este situația atunci pe piață. Iată de aici, recomandările noastre care au fost, numai cumpărați. Pregătiți când cădea jos, noi atunci recomandăm că pregătiți-vă depozitele ca mult și să fie momentul de cumpărare. Dacă să vorbim din punct de vedere fundamental, evident, prețul la petrol trebuie să crească. Carantina asta nu poate să fie nelimitat. Corect? De ce? Pentru că și așa economia se pune pe bord. Să inventeze și neva și avant. Asta este una. A doua. Toată economia se bazează pe petrol. A doilea argument este, deși ieșe prețul la petrol, el trebuie să crească. Ok, cine din trader mă cunoaște mai de mult timp, știu că eu sunt mai mult adeptul la analiza tehnică. Dacă să ne uităm, iată, toate emoții, puteți să vedem noi aici pe grafic, astea sunt emoții la noutăți. Dar din punct de vedere tehnic, simplu, este dublu vârf. Da. Dublu vârf, ne dă semnal de intrare pe piață. Schimbare. După care, nu ne interesează pe noi schimbare de trei, nu știu ce, numai ca semnal când noi să deschidem tranzacția de cumpărare, ca confirmare. Este? Așa, după care se transformă din dublu vârf în capul umeri. Este doilea semnal de intrare pe piață. Am o întrebare, iată, este un semnal, al doilea semnal, întrebare, până unde noi să menținem tranzacțiile deschise? Până și preț. Până următorul care nivel? Rezistență. Păi dacă avem... La care rezistență? Nu evident. Nu e aici, e aici, aici, unde? Prin un anumit distanță de nivel. Și care este distanța? Nu poate fi omit cu... Nu poate? Între două nivele, nu. Între mai multe nivele, da. Aha, într-o distanță de 1000 de punct, eu vă spun simplu. Primul punct de reperă, asuparea găpul. Găpul trebuie să fie acoperit. Da. Evident că trebuie să fie acoperit. Două semnale, la trader am recomandat până să acoperi greapul. Când să acoperi greapul, v-ați fixat profiturile și mai departe tranzacționăm cum am transformat până acum. După strategie, va fi egal. Mai trebuie ceva? Iată, deci se vede că l-a acoperit greapul și apoi, după exemplu, parte-o parte, înainte în jos, pe care i-a ajuns. Dar tot greapul l-a acoperit. Nu, greapul de multe ori l-a acoperit, greapul a fost acoperit din mișcarea asta. Ok, ca strategie, eu nu pot să numesc asta strategie de tranzacționare, asta este mai mult tactică de tranzacționare. Iată, în așa situație, unde take profit-ul se așteaptă, targetul la tranzacție se așteaptă,
de petrol la numărul de puncte mare, 1000 de puncte, da, iată până aici, ca tactică de lucru să face de folosit stop loss pozitiv. Prețul urcă, trader mă întreabă, nu am tot. Dar las mai ușa, ne țin poziția de cumpărare deschisă, dumneavoastră mai țineți deschisă, deci că eu țin deschisă. La mine tarifele era până la să acoperi gap-ul. Și ne-am recomandat, ați plasat stop loss-ul pozitiv, ca așa posibilitate noi avem în trading. Avem posibilitatea de a plasa stop loss pozitiv? Da. Undeva, în alte domenii, eu nu știu, sunt poate alte strategii, alte instrumente manipulare. Dar pentru noi, ca în trading, noi un stop loss pozitiv, adică noi să ne fixăm minimul de profit. Minimul de profit. Cu cât piața, tot oricât mai sus, noi avem posibilitatea acest stop loss tot să-l ridicăm, să-l ridicăm și să-l ridicăm pe urmă pe preț. Dacă piața a ajuns la gap, am fixat profitul, am ieșit de pe piață, noi suntem deoparte, așteptăm alte semnale. Ok, presupunem ideea, presupunem ideea că de aici prețul începea să coboare în jos. S-a închis tranzacția stop loss pozitiv. Ce facem noi mai departe? Căutăm alt semnal de cumpărare cu ideea ca să contrăgăm. Noi nu ne lăsăm bătuți, până nu își atinge targetul, eu nu mă lăsăm, nu mă las bătuți. Asta este una din tactici care îți face de folosire. Ok? De ce traderii de fapt sunt atât de puternici? De ce și noi învățăm cum să tranzacționăm și psihologia? Anume, psihologia traderului este foarte importantă, pentru că noi la piață de fapt trebuie să ne uităm rece. De ce și este regula de bază? Când am deschis tranzacția, am plasat take profit stop loss, noi nu mai umblăm la tranzacție. Numai dacă plasăm stop loss pozitiv. Cineva folosește stop loss pozitiv? Așa, și trecem o pară întrebare, dar la câte puncte? La câte puncte, da, acolo se pune? Stop loss pozitiv. Stăteam la clubii, pentru că eu țin juca, să nu și mănâncă. Deci, să urmărește în felul următor. Piața îți duce în direcția dumneavoastră, spune stop loss-ul pozitiv, da? Și eu nu m-am atins și stop loss pozitiv și pe urmă... Eu stimat pe urmă, stai și urmărim. Ok, lucrurile astea, noi astăzi nu vom mai discuta de lucrurile astea, aici cătare trebuie de calculat cam la și punctaj, să măsurăm corecții, da? Noi aici trebuie să tragem atenție la corecții. Nu toate lucrurile astea se învață, adică este tehnică, cum după ce se plasează stop loss-ul pozitiv. Ok, ce mai e despre... Ce ține de scopul analiza fundamentală? Care totuși este scopul analizei fundamentale? Facem bani. Facem bani? Ăsta e în primul rând. Asta e scopul principal, e scopul și la analiza tehnică. Dar ce noi vedem cu analiza fundamentală? Direcția. Noi vedem prețul care o să fie în viitor. Dar aici și se vede trend? E că mișcarea asta, se vede trend? Ce nu înseamnă? Este informație negativă, înseamnă că aici prece se duce în jos. Deci noi nu ne putem să ne așteptăm la trend-uri, la nu știu ce aici. Pur și simplu tendința ne interesează. Informație puternică, așa? Și totuși ce ține de indicatori economici. Cum credeți? Care este cel mai volatil? Care este semnul de urmărit? Este o idee? Vivo. Așa, ați tranzacționat la PIP? Da. 9 de timp. 9 de timp. Da, nu e bună indicatoră. Nu ne reușesc din ește. Trader așteaptă, 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 efectul la PIP-ul, 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 hop, acolo, 15 puncte. Aici dumneavoastră ați pățit că și când în iunie, nu, în august, când trebuia să fie uraganul din Golful Mexic
Și traderii ce făceau? Așteptau cu ordinea mânatică valutul să deprecieze, dolarul american să deprecieze. Atunci Donald Trump a ieșit cu un discurs și a neutralizat. A spus că o să fie ajutoare în caz dacă o să fie pagube, nu știu, e un miliard și ceva de dolari. Deci acum dolarul mergea pe o linie dreaptă, spunem așa, așa și a continuat să meargă. Traderii, din păcate, nu au înregistrat profit. Deci aici este foarte important totuși să urmărim noutățile și să vedem ce se întâmplă. Căci, de fapt, discursul la fel este un instrument. Da. Dar acum ar chiar trebuie să fie un discurs, că am pus două ordini și o aștept. Trebuie să vă cumiești. A, dumneavoastră tranzacționați după metodă clasică. Da. Da. Adică la GBP trebuie să fie un discurs la așa. La șapte, da? Și vă văd că spune. Stați gândite, la american trebuie să fie discurs. Da. Ok. Ok, și nu mai tranzacționează la noutăți? La discursul. Place? Ok, vă folosiți metoda clasică? Ok. O cunoașteți metoda clasică de tranzacționare la noutăți? Să și bani. Și dar nu vreți și finanță. E și simplu. Asta e simplu. Ok, haideți să scrieți strategie clasică, de clasică, noi să vedem în continuare. Eu, cum de fapt, la discurs. Contează dacă el este negativ sau pozitiv? Da. Da? Da. De ce? De negativ sau pozitiv mai. Așa, dar dacă folosim ordine amânate? Păi... Atunci ce contează, este negativ sau pozitiv? Acum nu, să înțeleg, pentru că asta deja de piață. Ia să părim două ordini. Ce? Până la urmă, noi ieșim un profit. Da? Indiferent, indiferent de situație. Dar nu știm precis câte puncte să vedem. Aha. Ia că aici problema. De unde știm noi câte puncte? Sau și putem noi aici să mai folosim? Încă o dată. Sau câte mari o să fie impactul? Sau câte mari o să fie impactul? Dar este încă, să spunem așa, o tactică de lucru, un instrument, anume trading, care folosesc desfăr trading. Eu, de regulă, când le explic la trader despre instrumentul ăsta, e de urmă, doamne, tău, dar ce nu mi-ați spus mie nouă de la început că este așa posibilitate? Trailing stop? Trailing stop! Ați plasat trailing stop-ul acolo minimul de punctaj care dumneavoastră o cunoașteți și așteptați să fie studiați. E tare să știți la noutăți, la noutăți. Traderii de regulă folosesc volume destul de frumoase în tranzacționare. La puțin puncte cu ideea că spre exemplu la 10 puncte probabilitatea este mai mare ca să facă 10 puncte în 5 minute, corect? Ca să facă el 20 de puncte, ca să facă el 50 de puncte, ca să facă 1000 de puncte, asta pe noi dacă 10 puncte. Dar 10 puncte el a slăbat, sau un sell sau un buy. Dacă mai plasat și acolo trailing stop-ul, ce efect este? Pentru puțini puncte, datorită la faptul că este volumul mare, o să simți profitul, să simți spate. Ceodată se primește așa un moment că a fost publicată noutatea, nu mai clipit odată de voi și gata, nu mai ies o cauță în istorie. V-ați întâlnit cu astfel de situație, atât timp mă uitam în istorie. Chestii ies, am primit. Ok. Mi-aduc aminte la cotația dolar cu dolar canadian. A fost recent o noutate, anumită rată de referință. În câteva minute, practic 15 minute, a făcut o lumânare de 90 de puncte. Vă dați seama pe astfel de cotație, așa, volatilitate? Eu, dacă sincer, nu am mai văzut. Eu stăteam în fața calculatorului și nu înțelegeam ce se întâmplă noi toți. Ce noutate a fost? Da, este vorba să spunește că este noutate, este mișcare pe piață și după care noi începem a căuta. Dar de ce s-a mișcat piața? Că prima întrebare. Apare așa? Și ce s-a întâmplat? Ce faceți dumneavoastră? De regulă. Unde căutați? Google, Google, unde nu mă scrie ceva? În unii ajunge la punctul și el, că asta e fier care mm-hmm. A răspuns, până când nu vedem de răspuns. Da, dar e că e momentul ăsta, are loc e fierto. Și ne cunoaște mișcarea asta de urcare la lira să vină față de dolarul american. Mișcarea asta și ne-o cunoaște de ce? O băzut. Păi evident că aici e simplu. Eu când mă uit în istorie, orice lumânare mare, iată, aici a fost noutate. Aici a fost noutate că numai datorită noutăților și piața să neșcă. Dumneavoastră asta trebuie să înțelegi și să cunoaște. Că când are loc corecție, atunci nu sunt noutăți.
Treierii stau un pic și așteaptă semnalul din gara pe piață. E datorită acestui moment și se formează corecția. Dar când iese noutate din diferite domenii, din domeniul politic, economic, natural, un discurs oarecare, cineva ceva spune, da? Iată datorită acestui moment și are loc mișcare de impuls. Și aici, evident, orice lumânare mare care noi vedem, deci a fost noutate. Mă întrebare, ce fel de noutate a fost la lumânarea asta? Importantă. Și importantă. Putem? O variantă este... Păcat că n-am elevi, da, primesc noapte în catalog, în agent. Păcat că nu este agent, poate zici. Meritați. Sincer, meritați. Iată așa, traderi, încep, dacă dumneavoastră urmăriți și noutățile, și urmăriți și graficul, vreți, nu vreți, dar cu timpul începeți să memorizați fiecare lumânare. Unde dumneavoastră fixați profitul, unde dumneavoastră aveți careva minusuri, unde au fost o noutate importantă, nu mă uitându-vă la grafic, nu mai ieși și dumneavoastră știți, că aici a fost așa noutate, aici a fost așa noutate. Așa se memorizează, așa se înțelege piața. Mai ales dacă ați spus tranzacții. Da. La sigur, ați memorizat. Da, trebuie așa și. Nu trebuie să vă mulțumesc. Cineva să mă trebuie să nu? Dar ce nu faci în IPE? O, altă întrebare. Dacă este noutate planificată, discurs, dacă nu faci nimic. De ce? Părinte? No, poate nu să termine scursul. O variantă, altă variantă. Poate să ne fie și mai important să pus acolo. Dar și ei, GPP, aici sunt. O, GPP, discurs. Așteptăm noutăți, încă. Poate a fost o informație din partea valutii și cumva e luna pe altă. Luna pe altă s-a da, tot e bun scenariu. Concret, aici trebuie să unești, când să unești. Ok, vă puteți să mă tac, discursurile sunt de trei tipuri. Discursurile sunt de trei tipuri. Sunt discursuri deschise. Ce înseamnă deschisă, acolo unde este invitată presa și are loc redarea live, da? Adică în direct. Sunt discursuri semi-deschise. Unde de regulă, după ședință, acolo nu este invitată presa, adică presa și de șeșată la ușă. După care ies un reprezentant acestei ședințe și reflectă informația despre ce s-a discutat și la ce rezultat s-a ajuns. Și ședințele de tip închis, ies cu ușile închise. Și poate acolo pe site-ul oficial, acolo scrie, iată, cam la ce rezultat s-a ajuns. Iată anume când are loc astfel de discursuri, astfel de ședință, noi în primul rând trebuie să înțelegem și fel de discurs are loc. Asta este un lucru. A doua lucru. Dacă are loc discursul 15-20 de minute, da, el este planificat la ora corespunzătoare. Spre exemplu, are 19, da? Și are loc discursul. Ne uităm la piață. Piața e așa de regulă. Fluctuează. Poate fluctuează deja încet, încet, mai tare. Independent să acolo dacă vorbește prins, dacă ceva important, dacă este de fapt sunt emoții. Dar de ce în timpul discursului, iată să văd astfel de mișcări? Să așteaptă ceva. Nu, investitorii de obicei nu știu ce să facă. Investitorii, trader, cineva n-ar răbdare pentru invitat în piață, în sel. Cineva zice, nu, nu, și încă ceva s-au mai discutat. Nu, bai! Traderul care a deschis sel, da, într-adevăr, bai, deschide și bai. Ați deschis așa ceva? Și sau și bai, nu? Mai sunt mai multe din cauza emoțiilor. După care, după o perioadă de timp, spre exemplu, când se finisează discursul, acolo deja este mesajul clar, piața și eu o direcție oarecare, da, fie în jos, fie în sus, nu contează. Dacă pe noi pe care ne aștept, ne interesează acest fel de mișcări, anume unde se va duce piața. Dacă să vorbim metoda clasică, după care poate de tranzacționat, aici este simplu, înainte de noutate, plăsăm ori în așteptare stop și aici
Adică unde nu s-ar duce piața, la noi automat să vă deschide o tranzacție, fie de vânzare, fie de cumpărare. Clasic? Clasic. Dar ce s-a referit în așa situație? Iată, așa se activează ambele. Și în primul. Noi am numerit, dar mai fost s-a activat și stop loss-ul. A, dar dumneavoastră și stop loss-ul ați plăsat. Da, și stop loss-ul s-a activat. Adică a fost o mișcare așa bruscă. S-a activat și stop loss-ul și unul și altul. Că ceva genul ăsta, unul s-a pus. A, nu, un sales. Da, un stop loss. După asta s-a continuat în sus. Deci e short deja. Și s-a activat și alt stop loss. Și că așa, în toate ați avut două minusuri. Nu se întâmplă, da, ce se face. Dar noi suntem trader. Noi, dacă nu ai semnalul ăsta s-a închis în stop loss, nu. Ok. Aici se face de întrebat în felul următor. Dumneavoastră, voi ai stop loss. Folosesc în multe? Eu vă spun, dacă eu folosesc training stop, la mine a fost situația când, de asemenea, s-a activat anger de tranzacție, a plecat în jos, nu a atins take profit-ul, dar s-a oprit, când a făcut corecție, s-a oprit training stop. Plus 15 sau 16 puncte. Urc în sus, brusc, dar s-a fost, știți cum este vorba și, 5 secunde. Tuc, 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 tuc. Se activează buy-ul, se întoarce înapoi, se închide tot în training stop. Profit mai rău n-am făcut. Da. Se spun. Da, ideea e care? Și am câștigat eu aici, am câștigat numărul de E3 și nu m-am văzut efectul. Da, el și unul m-au plecat. Asta este. Da, astfel de situație este. Dar eu am folosit training stop. Asta este una din... Care este efectul minus cel mai mare la training stop? Nu. Iar că trei de timpul când aude trailing stop, doamna tot zice, nu mi-ați spus din lășitul de trailing stop. A, când el nu lucrează calculatora închis? Dar el pur și simplu se dezactivează. Dacă calculatora ați ieșit de platforma, ați închis calculatorul, el automat se dezactivează. Adică el nu mai are efect cel. Asta este una la mână și un minus și nu puteți să-l plăsați de la telefon sau de la planșet. Asta e unicul minus la trailing stop. La rest, de la calculator, plasați-l numai că și pe au la orice instrument care îl folosesc training stop. Că eu nu știu cine îl folosește pe real, apropo, viitor la training stop. Eu, cum că în primul lucrez pe real, dar nici n-am terminat în funcție. Eu îl folosesc, am tot să-l folosesc și să stânge calculatorul, îl închid, el lucrează. Adică lucrează? În... Dar și merge la calculator? Și mă ce la calculator. Serios, o spun. Lucrează la... Super. Eu am închis fixarea și în dimineața e de închis să plăte trai din stop. Adică să închis să fie... Păi, pe calculatorul să tăie în mod așteptare. Nu, deci ești întrebat. Modelul la calculator. Modelul la calculator să tăie. Este momentul ăsta. Ok, eu nu exclud. Eu nu exclud de momentul. Așa lucrează în demo. Dar eu am observat. Când mi-a spus dumneavoastră? Ieri. Sau la altă ieri. Mi-a spus și. De ieri. Ieri, mă tine. Eu am început să lucrează la primul. Am început să o prezent. Nu așa e. Arătați-mi și mă. Cum să plățați trai în stop-ul? Ok, și nu știi cum să plasați training stop-ul? Da, orice. Ok, restul participanți să înțeleg că nu au trecut cursul de pregătire? Nu trebuie, n-am... Aha, aha. Am înțeles, ok, haideți atunci să vedeți rămâne după master class și eu am să vă... Că eu mă uit că majoritatea cunosc cum să plasați. Eu mă spăriet că sunt trader care nu au trecut între cursul de pregătire și... Ok. Ok, și ținem de strategie clasică de tranzacționare, aici este club, da? Așa. Chiar și ține de training stop, de exemplu, am avut o situație că eu, Vlada, cum am reușit, era un nou target. S-a format o vânzare mare, neagră, iar ca să înțelegeți, undeva avea vreo 70 de puncte. Timp de vreo 5 minute, eu am plasat training stop. Acum, ce a făcut ea? Aici am mai jucat câteva minute,
după care s-a ridicat înapoi. Vă dați seama, a lăsat o umbră și aici s-a făcut un corplet micuș. Iată, astea, eu nu am, stop, nu am luat stop loss. De ce? Pentru că am plasat trailing stop-ul. Pentru că poate fi și asta de situație. Chiar dacă lumânarea era neagră și la mine era dispoziție de vânzare. De ce eu vă recomand totuși să folosesc trailing stop? Asta unul din tactici. Tactici se transformă, așa? Da. De ce nu? Chiar dacă, ok, mai ales la, după noutate. Nu cât durează noutate. Noi cu toți cunoaștem, prieteni, noutate, dar repede trece. De ce? Putem, putem să stăm și în fața calculatorului un pic. Important să luăm profit. Corect? Simplu. Nu prindecați? Nu prindecați ceva? Ai vrea ceva importanță? Ah, okay. Mm. Da, odată ce l-am plăsat, am vrut să-l scurci, nu pot scurge. O, e că au de treabă. Nu mă pot să-l mai lăsat, sau să-l mișoriez. Dar nu pot să-l dezactiva. Eu nu știu, poate eu nu știu unde, că să mă, mă să-l dezactivez. Eu știu dezactivează. Ok, cu momentele astea noi să le discutăm, că aici apare și o chestie. El se dezactivează automat, dar aici dăm că el nu se dezactivează. Asta cum e înțeles? Nu, nu, nu. Ok. Fiecare om se plinde la fișa cu, cu întrebări. Nu? No? Ok. Le împărtășați la, la fiecare. Deci puteam să mă întâmplă în felul următor. Mă uiteți-le? Da, mă uiteți. Trebuie să puteți în mână, în mână. Sunt planificate și spontane. Ну, evident, cu strategia clasică de tranzacționare, noi putem să tranzacționăm la noutățile planificate. Da, adică noi știm din start, din timp, când va avea loc publicarea noutății, plasăm un buy stop de, de sell stop. Dar pe noi, ca trader, ne interesează și de momentul ăsta, când e spontan. Când ne uităm la, pe calculator, deja acolo este lumânarea formată așa, să vedem că au fost montate apteni. Cum tranzacționăm noi în așa situație? Hmm? Nu v-a părut așa ca idee. Dar cum eu pot să tranzacționați să iei ca și după ce mă uitați? După linie. După care vă linie? Ce fel de linie? Nu. Da, 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 să începe, să începe, așa, dezvoltăm, dezvoltăm idei. După nivel, dar știi de face. După nivel, da, este o idee altceva? Ba, dar știi de face, dar mă să știi. Ok, spontan, acolo, scandal. Donald Trump. Vă scrie ceva pe Twitter. Negativ. E spontan, e spontan. Cine știe... Ok, dacă aveți să vedea câteva luni zile din când tranzacționați, îți întrebați traderii care tranzacționează pe timpul lui Donald Trump, că eu deja să spun că traderii dinastia Trump, ei multe să vă povestească cum se tranzacționează la, pe timpul lui Trump, cum se tranzacționează pe timpul lui Biden. Iată, cred că așa am să discutăm. Deci, traderii, când Trump era la fire, el nu mă scrie ceva pe Twitter, gata, acolo pe piață, mișcări, mișcări. Nu, eu am plăcut Facebook, gata, negativ despre Facebook, acțiunile scad la Facebook. Și nu, eu am plăcut acolo Instagram sau la o companie, început să critice, gata, vânzare, adică se face fluctuație. Început să critice... Zona euro, că pune sancțiuni, gata, cotația euro-dolar americană, iată acolo sunt fluctuații. Ok, cine dintre ele are posibilitatea în stadii, în fiecare zi și să urmărească când vine vreo noutate scrisă pe Twitter la Donald Trump, e ok. Dar pentru mulți traderi, mulți traderi să se primește o noutate spontană. Deci noi, în continuare, vom discuta despre faptul cum noi putem să tranzacționăm la noutățile spontane. Înainte de asta, eu aș vrea să cunosc cine dintre dumneavoastră folosește pe mâna cele neagră. Așa. Ce soare o folosiți? Așa. Deci cu Fibonacci neagră noi putem să tranzacționăm la aceste noutăți, să spunem noi, spontane. Adică,
Principiul se bazează, eu cu, astăzi am să mă strădui să vă reflect strategia complet pentru trenile care sunt interesat să afli mai multe modalități de a se folosi de Fibonacci linia, să se cunoaște săptămâna viitoare, să organizează un grup de 5 persoane pentru lecții intensive, unde doritorii de a-și ridica calificare pentru folosirea în strategie Fibonacci linia, dumneavoastră aveți posibilitatea să aflați mai multe informații. Cum se plasați Fibonacci linia și care este principiul lui de lucru, dumneavoastră puteți să-l cunoașteți, da? Adică el, primul și în primul rând, se folosește ca instrument de măsurare, corect? Okay. Așa. Și ce mai are Fibonacci linear? Are nivel, corect? Așa. Logica se bazează în felul următor. Care loc noutate, nu contează, că e pozitiv, că e negativ, eu am să arăt după o mișcare, adică este noutate, plus prețul coboară în jos. El ce trebuie să facă? Corecție. Să facă o corecție. Iată, în continuare, după acest efect, noi deja avem timp, în primul și în primul rând, să vedem despre ce noutate merge vorba și din punct de vedere tehnic, noi acesta să-l considerăm impuls, corect? Și ne așteptăm la următorul corecție. Impuls. Transacționăm prin mișcare de impuls. Întrebarea este în felul următor, dar de unde știm noi cât anume se deschide iarăși tranzacția de vânzare? Iată aici pe noi să ne ajute anume instrumentul Fibonacci. Fibonacci se trăsează de sus în jos, adică de mișcare de impuls, cum dumneavoastră cunoașteți de valențe, unde noi deja avem nivelul. Aici scrie la noi nivelul care? De jos. Îți fie nivelul 0, 23, 38, așa, 68, 68, așa, și următoarea care? 100. La ce ne folosește nouă nivelul de acestea orizontale? Puncte de reper, să vedem de la care piața se respinge. Deci, ca strategie, noi putem să folosim în felul următor. Nu contează că se respinge la nivelul 68, la nivelul 50 și la nivelul 38. La unul și aceste nivele este intrare pe piață. Spre exemplu, se respinge sau străpunge înapoi nivelul 50. Semnalul de sell. Și iată aici eu la ce vreau să vă trag atenție. Aici e foarte simplu. Se fixează profitul la nivelul 23. Se fixează profitul la nivelul 23. Eu aici n-am să vorbesc de stop loss. N-am să vorbesc de stop loss. De regulă, traderi care transacționează o lună, două, pe conturi reale, ei deja folosesc metodele. Adăugări, medieri, de ce eu aici nu vorbesc de stop loss. Pentru noi ca stai trader și cine încă nu cunoaște, puteți și să vă notați. Rolul unui trader este de a căuta semnale de intrare pe piață. De a căuta semnale de piață și deschide tranzacții de vânzare, de cumpărare în baza semnalului. Dacă este semnalul, noi am intrat pe piață. Deja cu ce volum, aici merge vorba despre risk money management. Cine nu cunoaște că despre risk money management, cine are nevoie de careva ajutor, dumneavoastră nu ezitați, vă apropiați de managerul dumneavoastră sau vă apropiați să cereți consultații. Plus la aceasta, unde se fixează profit? Pentru noi este important să cunoaștem profitul, să-l fixăm la nivelul 23. Ok? Noi dependență unde este mișcarea, astfel noi vom trasa Fibonacci. Deci haideți să vedem practic pe orice instrument cum această strategie lucrează. Eu v-aș recomanda în felul următor. Pentru instrumentele care fluctuația prețului este foarte mică, în punctaj, spre exemplu, cum este dolarul australian, dolarul neozelandez, da? El, după noutate, el fixează numărul de puncte foarte puțin. Am să vă arăt de exemple, dumneavoastră să vedeți care este diferența. Spre exemplu, pentru lira sterlină.
după orice noutate, iată aici, au avut loc publicare rată de referență. Rata de referență, ce am interesat în moment, nu a fost modificată. Însă, dispoziția a fost de cumpărare. Așa. Ok, este efectul. Prețul a urcat în sus, corect? Așa, în momentul când noi vedem brusc prețul urcă în sus, noi, în momentul acela, plasăm pur și simplu Fibonacci liniar. Așteptăm să aibă loc corecția și în cazul nostru noi ce observăm că anume piața a ajuns la nivelul 23. El n-a coborât mai mult din nivelul 23. Ok? De ce facem noi în așa situație? Acum, că tare semnal de intrare pe piață, noi, după strategie nouă, nu ne-l arată. Adică nouă ne trebuie ca să străbată nivelul 38, nivelul 50, nivelul 61, ca noi să vedem semnalul de intrare pe piață. Așa, haideți să vedem alte mișcare unde a fost noutate. Iată aici. Se vede? Aici se vede că tot nostru pe tot nivelul 23, iată aici. Fost noutate. El, prietul, a făcut corecții până la nivelul 50. De la nivelul 50, semnalul de intrare pe piață, în direcția impulsului, cu fixarea profitului până la nivelul 23. Dacă noi vom folosi aceeași idee, anume pe instrumentul ce transacționează pe aur. Nimeni de asta. Nu vă place aur? Să schimb eu. Deci și schimb? Vom mușcat, e urât. Bate, deși este. E... Nu spune. Ok, așa o trebuie. Nu mă interesează, da. Aurul nu mă interesează. Eu cunosc, mă interesează aurul. Eu vreau să cunosc și așa la străine. Cine mai transacționează pe aur? Eu sunt sigur că veți transacționa pe aur când veți cunoaște mai mult, să spunem așa, semnalul de intrare pe piață și să vedeți cum el lucrează. Ok, astăzi vom discuta doar despre Fibonacci liniar. Așa, prețul coborât brusc în jos. Iată aici. Nu se vede clar că a fost o mutație puternică, care eu a avut efect mai multe ori la rând. Aici e foarte simplu. Am plasat Fibonacci liniar și începe să aibă loc corecția. Așa, străbate nivelul 23, ajunge la nivelul 38. Ajunge până la nivelul 38. Iată semnalul de intrare pe piață, tranzacții de vânzare de la nivelul 38 până la nivelul 23. O lucra? O lucra. Și facem mai departe, n-avem treabă. Așteptăm următoarea noutate. Următoarea noutate a avut loc în felul următor. De sus, așa, de jos în sus. Străbatea nivelul ajunge până la nivelul 50. De la nivelul 50, el urcă până la nivelul 23. Să vedem? Iată, el coboară și de la nivelul 50, el se ridică până la nivelul 23. Foarte bine cunoașteți care este potențialul pentru instrumentul aur. În cazul de noi sunt 367 de puncte. Este? Că e mult, că e puțin, asta e altă. Întrebarea aici noi deja, pentru a nimări, să spunem noi, profitul, noi pur și simplu aici vom da cu un volum mai mare pe piață. Haideți să vedem... Haideți să vedem pe Bitcoin, vreți? Ce interesează Bitcoin? Discuteți tranzacții. Da. Așa mă, că vă rău, nu știu nimic pe demo. Măcar adrenalina. Ok, haideți să vedem. Suntem în graficul de 15, haideți să vedem graficul de... Dar în 15 tot e ok, că Bitcoin fluctuează mulți puncte pe... pe oră. Așa. Este Fibonacci liniar. Plasăm de la începutul impulsului. Să vedem ce a avut loc, anume noutatea, corect? Și urmărim. Piața coboară, ajunge până la nivelul 50. De la nivelul 50 el se respinge. Tranzacție de cumpărare până la nivelul 23. 659 de puncte.
Să mă uităm să tem graficul de 15. 600 de puncte. Așa, dacă noi să ne uităm în graficul de H1. Așa. Bun, iată, aici este momentul. A fost notat. O coborâtă jos, piață. O coborâtă a fost, dar notatea nu știu. Dar și contează. Eu o să uităm pe grafic. El acum a ajuns la nivelul 23. Ce așteptăm noi? Să urce. Cât are el urcat în sus, nu am întrebat. De la oșcare nivel, care el ajunge și n-au străpate, a deschis poziția de vânzare până la nivelul 23, ajunge. Iar ca dumneavoastră să vedeți într-adevăr cum are loc efectul acesta, în primul rând, o verificați în istorie. Știți cum să verific în istorie? Eu n-am să vă descriu acum cifre, randamente, trader și profit, fac iată numai pe gazele de tactică strategie de trezări mare, după noutate. Până la noutate, dumneavoastră cunoașteți cum să trezăți, dar după noutate, cum spate de tranzacționat. Eu n-am să vă vorbesc despre ce vreți. Eu am să vă învăț doar cum spate de verificat, iată ceea ce noi am vorbit, scurt, la temă, simplu. Pentru cunoștință mai aprofundate, pentru ca să verificați calificarea, dumneavoastră puteți solicita lecții intensive sau careva consultații. În primul și în primul rând, căutați noutăți la rând. Noutatea a avut loc. Noutatea a avut loc. Verificați. De la ce nivel dacă a ajuns la nivelul 23? Una după alta. Spre exemplu, aveți 20 de întreagere astfel și vedeți care este randamentul. Și atât numai atunci dumneavoastră să aveți încredere. Plus la asta, aveți posibilitatea să o verificați atât și acum. Vedem efectul. Țineți acord. Ce îndrăzniți strategia asta de... Ce au pus în practică? Chiar și pe Bitcoin. Să vedem ce efect are. Ok, lăsăm spread-ul, eu am spus așa, cu secret, nu știi. Trebuie să spunem ordin. Ordin? Așa. La unde? Și când? La nivelul 38 și 12. Dar noi nu cunoaștem că el la 38 să oprească. Noi nu cunoaștem încă. Nu, dacă o răzbătut, adică. O răzbătut 38, se duce și 50. Dacă ați străpați 38, dacă ați străpați 38, da, să-l stop. Dacă străpați 50, să-l stopuiți, să pur și simplu ridicăm mai sus. Dacă străpați 61, așa modificăm să-l stop. Vedem efectul. Ok? Haideți să vedem întrebări. Întrebări până la momentul actual și ține de analiză fundamentală și ține de strategie. Veți folosă? Numai la așa. Este o oarecare posibilitate de a clasifica. Iată, noi am s-a vorbit anterior că sunt trei tipuri de discursuri. Deschise, semne deschise și închise. Este o oarecare probabilitate de a clasifica discursurile sau noutățile. Care și cam ce impact o să aibă? De exemplu, iată, modificarea ratei de referință o să aibă la consumatul atât. Alt eveniment o să... Anume la discurs? Anume la discurs? Și la discurs și la noutățile în general care ok, ce ține de indicatori economice, aici este mai simplu. Dumneavoastră vă alegeți instrumentul, eu știu care dumneavoastră vă interesează, din calendariul economic, vă uitați, deci, spre exemplu, indicatorul PIB, da? Pentru dolar american. Așa, trebuie să vă uitați din calendariul economic, statistica, da? Când a fost publicat, la ce oră, vă uitați în istorie și vedeți fiecare dată când el fluctuează. Odată, spre exemplu, fluctuează de 50 de puncte, odată 80-150, da? Automat fiecare trader își face o statistică în lucru, mediu. Asta este una la mână. Și ține de discurs. La discurs aici noi nu putem să facem careva prognoz. Iată,
Să duc în jur de 50 de puncte, 150 de puncte. De ce? În primul rând, e foarte important ce temă se discute în această discuție. Dacă are loc o discuție, iată, spre exemplu, eu urmărem foarte des pe timp de carantină ședințele zonei euro, guvernatorilor din zona euro. Pentru că ei duceau ședințe câte 2-3 zile și străduiau să le ducă ședințele în zile de weekend. Da? E evident că eu îndătem seama că, dat fiind faptul că se organizează aceste ședințe online, ele sunt de urgență. Adică acolo să iei decizii importante. Ce se facă, cum se facă și eu îndătem seama că lucrurile este, eu vreau să văd efectiv în mijloce de cotația euro cu dolar american și toate cotațiile care este, sunt în strânsă legătură cu euro. Euro, lira sterlină, euro, dolar australian, da? Adică toate cotațiile. Și eu mă străduiam, căutam informații și s-au discutat. Multe nu afișau despre ce au discutat, cine știu a spus, ce argumente au adus. Pentru că până la urmă, cu astfel de situații cum a fost pandemie coronavirus, în istorie încă nu s-au mai întâlnit la nivel global. Local acolo mai fost careva situații, careva experiențe au mai fost, dar la nivel global nu. Deci și pentru mine era foarte important să caut informația asta și când găseam, când nu găseam, dar eu tot timpul eram în așteptare din punct de vedere tehnic. Dacă vedeam că îl străpați un nivel orizontal, gata, eu deja era pe poziție de cumpărare. Străbați un nivel orizontal, spre exemplu, de suport, era pe poziție de măsare. Că asta este efectul discursului. Cineva iese de acord, cineva nu iese de acord. Spre exemplu, a fost situația când s-a discutat despre ajutorul din partea băncii europene, a țărilor membre a Uniunii Europene, pentru coronavirus, da? Și acolo, pentru fiecare țară în parte, în dependență câți oameni infectați, să acordă diferite ajutoare. După care să nu au ajuns la o înțelegere. Deci, pentru că fiecare țară îi contribuie la au un fond de contribuție. De ce să nu se repartizeze ajutorul acesta în dependență și nici cu cât contribuie? Da? Și atât toate neînțelegerile acestea, iată asta și duce la mișcarea pe piață. Pentru mine, dacă se începe, pentru mine ca trader, eu mă folosesc de o tactică unde folosesc ori în așteptare și de sell stop și de buy stop. Și eu vă spun așa sincer cum este. Mă simt ca un adevărat director care îl gestionează afacerea lui. Să duci piața în sus, ori în așteptare, bai, stop. Să duci piața în jos, eu de timp mă asigur cu sell stop. După și tactică, după și strategia asta, deja trebuie discutat mai aprofundat. Și eu pur și simplu mă uit și îmi gestionez. Când ies în piață, spre exemplu, astăzi a fost așa situație. Când mie nu ajuns 3 puncte pe dolarul american, dolarul canadian, 3 puncte până se închide la take profit. Eu l-am închis manual. Ok, minus 30 de dolari. Pentru mine asta nu e ieșit din comun. Dacă eu mai avem răbdare, eu știu câteva ore, că eu după masă m-am uitat, dar piața era să ne atingă take profit, să iei take profit-ul. Apoi, câteodată, apare așa gândă. Dacă eu nu eram în fața calculatorului, era să închidă take profit. Era să închidă take profit. Iată, discutate lucrurile ce se spate de discutate, eu știu, la lecții, la alt masterclass. Alte întrebări? La orice în așteptare, când suntem cu drept problemă, să fie asta e o întrebă, să mă întreb. Abia am încercat și am văzut că m-am dat un bar. Nici în sens să dat un bar. Adică am intrat pe Google și am văzut acolo vineri seara, m-am așteptat fix 2 minute în urmă și adică m-am așteptat, am pus 2 ore în așteptare. Eu știam că trebuie să duc în jos, așteptam asta, dar... Ca să și-l mai rucă. Este la trader chestia asta, el trebuie să duc în jos! El trebuie să duc, așa? Eu fost întâlnit că nu am pus, n-am pus sell, nu gândeam cum trebuie. Am pus ori în așteptare și ori nu s-a activat. Adică el gap-ul fost, după asta piața și-a revenit la normal, gap-ul fost, s-a deschis cu gap, dar adică nu s-a activat. De cum? Și nu s-a mai întâlnit cu astfel de situație. Adică când merești în așteptare în zona gap, adică el nu s-activează sau cum? Sell.
stop, da? Da. Piața linier s-a oprit aici și se deschide aici. Da. Mă luat la asta. Cum se numește butonul unde noi vrem să deschidem tranzacția? Новый вот. 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 Новый вот. Да, дика. Чинява экзекути орден. Корект? Да. Даргум паса экзекути чинява он орден, да какого крестного флота? Ты клар? La noutăți. De ce să recomandă de tranzacționat cu ordine în așteptare? Simplu. Cine a tranzacționat și a emerit pentru așa situație, îl cunoaște. Nu mutează. Spre exemplu, începe brosă ușa în sus și acolo vreți să deschideți tranzacția de bani, 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 bani. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în cazul dat? E simplu. Apare în felul că unde dumneavoastră vă întreabă, vă pune întrebare. Prețul s-a modificat. Sunteți de acord la nou preț? Nu v-ați spus, da, ok, ok. Și așa, de vreo câteva ori, păi când vă dinăriți, unde? La vârf. De regulă, când ajungeți în vârf, acolo trebuie să puțin o leagă să zbinește. Ordinul se execută, când cu dumneavoastră acolo apăsați. Da, eu sunt de acord. Să deschide tranzacția, de bani. Și piața așa se duce, hop, în jos. Iată, de ce să recomandă cu ordinul așteptat? Dar dacă nu a fost prețul acolo, nu poate să vă execute ordinul. Sau să inventeze cineva vreun preț. Corect? Așa. Ok. Mai sunt întrebări? Sugestii? Păreri? Vreo idee năstrușnică? Ok. Ce să se întâmplă când trebuie? Doamna, două, am o idee că o să formez eu ca strategie, iar că am testat eu ceva rezultate. Este, vreau să mă consult cu dumneavoastră. De aceea la mine este așa o întrebare. O idee năstrușnică, unde făcut bani? Nu să. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că informația care ați primit-o astăzi, dumneavoastră, o veți aplica în mijlocită în practică. Vă veți împărtăși cu rezultatele. Nu, eu tot mă interesează la fiecare trader cum să crească rezultatele. Eu știu, pe parcurs eu pot să revin cu un sun, să văd dacă ați aplicat strategia dată, dacă vă convine sau dacă trebuie ceva de perfecționat. Ok? Eu vă doresc o seară frumoasă în continuare, succes și bată!